Acordul a fost semnat de Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița Năsăud, și de Doron Șidelov, președintele Consiliului Regional Brenner. Mă bucur foarte mult că în an centenar avem această ocazie, că aici unde sunt foarte mulți cetățeni evrei proveniți din România, astăzi semnăm parteneriatul de înfrățire între Consiliul Județean Bistrița Năsăud și regiunea Brenner. Sunt bucuros că au venit la această festivitate multe persoane tinere și sunt sigur că noi vom dezvolta împreună relații bune de prietenie și de colaborare. Sufletul acestui proiect de înfrățire a fost Moshe Baș, un evreu originar din Bistrița, care trăiește acum în regiunea Brenner. Va fi partener de suflet și adevărat al unei colaborări viitoare în foarte multe domenii. În cultură, în sport, în economie, în educație. Amir Elia este un tânăr cu origini românești. Am cunoscut mulți oameni buni, am vorbit românește cum n-am vorbit de mult. Am primit multe invitări în România, în Bistrița, Năsăud, și sper să vin și să cunosc încă oameni buni și să vorbesc românește cum am vorbit azi. Delegația română a vizitat mai multe ferme cu performanțe deosebite în creșterea păsărilor sau cu producții de lapte record. Una dintre cele mai interesante destinații a fost însă ferma unui cultivator de plante ornamentale care crește numai puțin de 5.000 de specii de cactus. Ziua înfrățirii s-a încheiat cu un spectacol al ansamblului profesionist Do Românesc și cu o horă în care s-au prins locuitori și oficialități.